Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, uneori tot răul spre bine. Un fost polițist britanic, acum parlamentar, a mărturisit în Camera Lorzilor din Marea Britanie, dânsul e lord. S-a făcut lord. Cum a ținut secret o infracțiune, deși și-a făcut proprie investigație în cazul respectiv, poate tocmai de aceea. În urmă cu 30 de ani, mustrări de conștiință, 30 de ani, săracu de el. Lorzilor, vreau să vă povestesc ceva care mă frământă. Bă, 30 de ani mă macină. Lorzilor și luardelor. Aveți timp? Luardelor. În urmă cu 30 de ani, Lordul Mackenzie of Framwellgate. Wow. Era comisar șef într-un comitat englez. Ce întâmplare? Noi, deci ăsta, el are titlul nobiliar. Da, domnule, a fost înnobilat. El era lord. Da. Nu, și era... s-a făcut polițist. Nu, invers. Era polițist și a fost înnobilat, s-a făcut lord. L-au făcut... Asta, acum am prins-o. Eu am crezut că era lord, dar nu era în Camera Lorzilor, era un lord particular. Nu. Și polițist și la un moment dat s-a și ales în camera. Nu știu, e mai complicat, cred că este nobilare onorifică ceva, habar n-am. Eu cred că sunt lorzi doar aia din cameră, cred că există mai mulți lorzi din Anglia, din care unii pătrund în cameră. A lorzilor. Nu e pe categorii, lord 1, lord 2. Dom'le, înțelegi? Nu știu, că nu m-a preocupat niciodată. Lorzi, oamenii sunt fost imperiu și au apucături de-astea cu lorzi, cunți, baroni. Cred că și ei selectează dintre ei lorzii care se reprezinte la cameră, știi? Asta spun. Adică... Deci e posibil asta să fi fost lord născut, că nu cred că lord prea... Dom'le. Cavaler, și el se plictisea, complicat. Era, dacă era lord născut, se plictisea, s-a făcut polițist. Aia, pe trebuie să ai o preocupare ca lord. Ca lord poate fi foarte plictisitor. Noi nu mai sunt vremurile alea să mergi la vânătoare, să stai numai la șprițuri, calorii multe în mese, da, poți te nenorociști. Și ai ieșit în intersecție. Da. Și te apuci de ceva. Mie mi-ar plăcea să fiu polițist. Păcal. Bine, domnul lord. Cu căței de vânătoare pe lângă el. Asta. Da, Lordul Mackenzie of Framwellgate era deci comisar șef într-un comitat englez, bă, poveștile astea din Marea Britanie. Într-o zi, soția dânsului a făcut o călătorie la Londra, unde i-a fost furat cardul de credit. Doamna a venit furioasă acasă și i-a cerut soțului să facă tot ce treia să facă pentru recuperarea creditului. Să-i omoare. Dânsul lucrând la poliție. Drept pentru care comisarul șef Mackenzie a pus sub urmărire cardul de credit. El fiind polițist, asta se întâmpla cu 30 de ani, deci nu prea se știa, dar el avea niște posibilități. Da, mai greu așa. Și după 30 de ani a povestit colegilor ce a urmat, citez: am monitorizat utilizarea cardului și trebuie să spun că nu am raportat la poliție, deoarece hoțul cheltuia mai puțin decât nevasta. Da. A făcut rapoarte, s-a uitat, zice, bă, dar asta e un băiat cu un pătat. E finuț. Hai să nu... O dăm pierdută. Față de lordeasa mea, care când îl prinde îl îndoie. Cred că acum doamna o să-l facă să plătească cu dobândă. Care cunoscut ce a făcut. O să-i dea spor de pedeapsă. Doamna mai e că... Doamna știu, lord, cum e că la, e doamna general, e baroneasă la baron, la lord... E lady, mă. Eu am tot glumit, credeam că știi, dar e lord și lady. I-a zis doamna lord. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.